Salut, bine ați venit la un nou episod spontan. Am văzut că episodul de ieri, cel cu internet, computer, protocol, a prins foarte bine, chiar mult mai bine decât multe din videourile pe care le făceam eu în mod obișnuit, așa că o să păstrez formatul ăsta o perioadă. Am să continui totuși să fac și celelalte videouri explicative. Mie mi se pare că există o lacună din punctul ăsta de vedere în România. Sunt mulți care încă nu știu cum funcționează tot ecosistemul ăsta, ce fac toate criptomonedele astea și toată lumea speculează în momentul de față, așa că am să continui să fac celelalte videouri explicative, mai bine editate și montate, dar trăim într-o perioadă în care toată lumea vrea informația instant, așa că să trecem direct la subiect. După cum prea bine știți deja, Elon Musk a postat aseară printr-un tweet că Tesla nu va mai accepta Bitcoin ca plată pentru cumpărarea unei mașini electrice, deoarece rețeaua de Bitcoin consumă prea multă energie electrică din surse poluante, cum ar fi cărbunele. Vreau să vă întreb pe voi ce credeți că s-a schimbat în protocolul Bitcoin sau în fundamentele Bitcoin de ieri până azi, ca piața să ia o întorsătură de asta de minus 20%. Eu pot să vă spun că nu s-a schimbat nimic și că toată scăderea asta este una pe fond emoțional, dar nu trebuie să mă credeți pe mine, putem să ne uităm chiar în tweet-ul lui Elon Musk să vedem ce spune chiar el. Deci, tot în același tweet, el spune că criptomonedele sunt o idee bună din multe puncte de vedere și că el și Tesla crede că aceste criptomonede au un viitor promițător, dar asta nu ar trebui să impacteze negativ mediul înconjurător. Nu a spus nimic greșit până acum. Tot ce a spus el e că criptomonedele sunt de viitor sau cel puțin așa crede el și compania Tesla. În schimb, hai să facem acest viitor să fie ok, astfel încât să nu distrugem mediul înconjurător. Și din punctul meu de vedere, el nu greșește cu nimica când spune chestiile astea. Unde greșește o să vedem imediat. Și o mai spus ceva. Tesla nu va vinde niciun Bitcoin și intenționăm să-l folosim în viitor pentru tranzacții, dar asta doar dacă mineritul tranzacționează către o sursă de energie regenerabilă. Și încă o chestie foarte interesantă, ei spun că în continuare se uită la alte criptomonede care folosesc mai puțin energie decât Bitcoin per tranzacție. O să ating imediat și acest subiect, pentru că din punctul meu de vedere nu există foarte multe criptomonede la care ei ar putea să se uite, care să fie un replacement pentru Bitcoin. Și eu cred că merită să ne uităm la ele de pe acum, înainte ca el, Elon Musk, să mai facă vreun tweet de genul ăsta. Bun, după cum știți, Elon Musk și Tesla au o istorie cu Bitcoin de aproximativ 2-3 luni. El, Tesla, a declarat undeva pe 8 februarie că a cumpărat Bitcoin în valoare de 1,5 miliarde de dolari. Eu stau și mă întreb acum ce decizii s-au luat atunci la nivel executiv în interiorul companiei Tesla dacă ei nu știau că mineritul consumă energie electrică și de ce le-au luat 3 luni de zile să realizeze faptul că ei au investit 1,5 miliarde de dolari în ceva care nu corespund cu valorile lor ca și companie. Valorile lor fiind, să spunem, energie regenerabilă. Și dacă ar fi să o luăm așa, hai să ne întrebăm câți la sută din deținătorii de Tesla își încarcă bateria din energie regenerabilă. Buhnici și mai cine. Deci, motivul invocat de el este, din punctul meu de vedere, și nu doar din punctul meu de vedere, ci și al a câtorva persoane pe care eu le urmăresc și sunt mult mai deștepte decât mine, e bullshit. Adică, cu siguranță, sunt alte interese la mijloc și nu vreau să speculez asupra acestor interese, nu vreau să transform acest canal într-un canal de controverse și conspirații. Așa că hai să luăm facts legat de consumul de energie. În mare parte are dreptate. Știu că nu e la mod în momentul de față să spui că Elon Musk are dreptate, dar trebuie să fim obiectivi. În momentul de față, tot Twitter-ul și tot TikTok-ul i-a sărit la gât lui Elon Musk, spunând că aproximativ 75% din energia consumată de către protocolul Bitcoin provine din energie regenerabilă. Toată lumea menționa exact același studiu, dar eu cred că nimeni nu a citit într-adevăr studiul acela. Pentru că ce spunea acel studiu e că 75% din minerit se bazează într-o oarecare măsură pe energie verde. Totalul de energie verde din rețeaua Bitcoin reprezentând doar aproximativ 40% din întregul consum.
am vrut să menționez asta doar ca să vă atrag atenția ca de acum încolo să vă faceți voi propriul research și să nu mai credeți în toate cifrele spuse de către orice TikToker. Ca să punem în perspectivă toate aceste numere, care la urmă urmei sunt doar niște estimări, hai să vedem dacă într-adevăr ar trebui să ne facem griji cu privire la consumul total de energie. Recent s-a estimat că anual rețeaua Bitcoin consumă aproximativ 129-130 TWh. Pe acest grafic ar fi imediat sub statul New York și imediat peste întreaga Norvegie și Bangladesh. Ce cred eu e că nu ar trebui să comparăm mere cu pere, pentru că după cum vedem, un stat cu 19 milioane de locuitori poate consuma mai mult decât o țară cu 165 de milioane de locuitori. Energia consumată de către rețeaua Bitcoin este ca să întrețină un sistem digital de plăți. Dacă ar fi să comparăm cu ceva mai apropiat decât Bitcoin, putem compara toată energia cu cea consumată de toate data center-urile din lume, data center-e care în momentul de față mențin întregul internet. Ele consumă undeva la 205 TWh, exact cât Bitcoin și Bangladesh au un loc. Asta, nu știu, ce înseamnă? Că ar trebui să închidem tot internetul doar pentru că consumă foarte multă energie electrică? Totodată am mai găsit niște informații și dacă ar fi să comparăm mere cu mere, eu zic că ar trebui să comparăm cât consumă întreaga rețea Bitcoin versus echivalentul ei în lumea non-digitală, să zicem așa. Ok, toate numerele pe care o să le spun acum le-am găsit acum câteva minute. Vă las sursa mai jos ca să vă faceți și voi propriul research. Eu doar am să citesc de aici. Minatul de aur și reciclatul său consumă anual de 3 ori mai multă energie decât întreaga rețea Bitcoin și eu unul vă garantez că excavatoarele care minează aur nu funcționează pe baterii din energie regenerabilă. Totodată, estimativ, sistemul bancar actual consumă de peste 12 ori mai multă energie electrică decât întreaga rețea Bitcoin. Am să mă opresc aici cu comparațiile astea, vă las pe voi să trageți o concluzie. Eu zic că tweet-ul lui Elon Musk este pur și simplu nefondat și că e posibil să fie alte interese la mijloc, dar nu vreau să speculez. Totodată, ei au mai zis că sunt în căutare de alte noi criptomonede, criptomonede care consumă mai puțină energie per tranzacție decât Bitcoin. Și am să fac un video exact despre această informație, despre ce alternative există și asta doar pentru că video-ul curent este prea lung. Noul video despre alternativele la Bitcoin pe care Tesla le-ar putea adopta am să-l postez în seara asta, așa că nu uita să te abonezi la canal și să dai un like. Ce trebuie să învățăm de fapt din toate cele ce s-au întâmplat aseară este că piața de criptomonede este foarte volatilă, iar dacă investești bani de care e posibil să ai nevoie în următoarele 2-3 luni, te-aș sfătui să te mai gândești odată. De ce? Pentru că, după cum vedem, e posibil să avem corecții îndelungate de câteva săptămâni, iar dacă tu investeai în Bitcoin acum o lună, îl cumpărai la $60,000, iar acum, dacă erai nevoit să vinzi acel Bitcoin, ai fi fost într-o pierdere majoră. Deci, nu investi bani de care e posibil să ai nevoie în viitor apropiat. Ca și concluzie, abonează-te la canal dacă vrei să fii la curent cu toate știrile din criptosfera asta și dacă vrei să înveți cât mai multe despre domeniul acesta, merită să lași un like și să te abonezi la canal.